Vă salut cu drag și în această seară, dragi telespectatori, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Fiecare dintre noi căutăm liniștea sufletească și acel confort care să ne dea stabilitate emoțională și împlinire spirituală. Din păcate, lumea noastră ne asaltează cu foarte multă reclamă care vine dinspre companii, dinspre uh, acele firme care furnizează servicii, dinspre biserici, dinspre politică, din toate domeniile suntem bombardați cu aceste informații, unele dintre ele sunt uh, manipulatorii, dorind să ne capteze atenția, banii, interesul și așa mai departe cu celelalte ai zice că le dai așa la o parte și ai spune că te-ai săturat, nu vrei, nu trebuie. Dacă vorbim de politică, cel puțin pe mine nu m-ați prins aici cu politica, sunt foarte, foarte acid în zona aceasta. Dacă vorbim de scopuri din astea comunitare, foarte, foarte popularizate, iarăși nu m-a prins pentru că în spate, de cele mai multe ori, se ascund alte interese. Dar ai zice că vii în zona de biserică și stai și tu liniștit, vii la biserică să te simți bine, să ai un confort psihic, sufletesc, spiritual. Dar și aici te lovești de zona aceasta de manipulare și de rețete pe care unii și alții vor să ți le vândă. Într-o manieră mai agresivă sau într-o manieră foarte bine mascată, dar ele există și acolo. Și dacă ne uităm în zona aceasta a bazarelor bisericești, întâlnim tot felul de. Servicii personalizate în funcție de profilul fiecărei biserici. Și toate spun că sunt de la Dumnezeu, că sunt inspirate, că vin din Scriptură, că au autoritatea lui Dumnezeu. Și dacă nu faci așa, e vai de tine. Adevăruri și mituri despre Biserică. Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură ca să vorbim pe textul biblic și să vedem care sunt acele adevăruri și mituri despre Biserică, și să vedem cât de mult ne-am îndepărtat de la modelul acesta oferit de Dumnezeu și ne-am dus în niște zone care n-au nimic de a face cu Scriptura. Care n-au nimic de a face cu voia lui Dumnezeu, care n-au nimic de a face cu o viață mai bună, deși lucrul ăsta se promite. Sau, ce să mai spunem despre acel confort și împlinire spirituală, că sunt departe precum cerul de pământ. Adevărurile și miturile despre biserică sunt uh, demascate, dacă vreți să folosesc expresia aceasta, într-o carte a scripturii care poartă titlul Faptele Apostolilor. Vă recomand citiți această carte acasă și încercați să dați cât mai mult la o parte ochelarii confesional și bisericești și o să vedeți cât de mult s-a depărtat biserica de modelul pe care îl întâlnim aici. Evanghelistul Luca, cel care a scris cartea Faptele Apostolilor, ne-a oferit în această scriere inspirată mai multe rezumate în care vorbea despre viața Bisericii de atunci. Și aș vrea să le citim și să vedem în aceste descrieri unde vorbește despre viața Bisericii primare cât din această viață se regăsește în bisericile noastre. Câte practici liturgice sau uh, câte mașinării bisericești întâlniți aici, vis-a-vis -vis de ceea ce întâlniți astăzi? Și nu trebuie să -mi răspundeți mie, trebuie să vă, să vă răspundeți vouă. Cartea Faptele Apostolilor, începând la capitolul 1, aici. Înainte de înălțarea Domnului Isus Hristos, este surprins acel moment când Mântuitorul petrece ultimele clipe pe pământ cu ucenicii săi și după cele 40 de zile de la crucificare, Isus le spune așa Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el Ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii pe când erau strânși la oaltă l-au întrebat Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și m-aș opri aici. Pentru că în aceste două versete, dragii mei, este cuprinsă esența vieții bisericii. Și în al doilea verset pe care l-am citit, este Rezumată acea acțiune a bisericii și a bisericilor de a da la o parte Duhul Sfânt și de a-l înlocui cu teologie, cu dogmatism, cu elemente instituționale, cu tot felul de pârghii și mecanisme care n-au de-a face cu Duhul Sfânt. Zice, voi veți primi o putere. După mult, nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Esența și rostul bisericii este în călăuzirea dată de Duhul Sfânt. Da, 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 zicem noi, așa este, dar. Și după acest dar punem ce vrem noi. Și exact asta, exact asta au făcut și Apostolii. După ce Hristos le-a vorbit despre pogorârea Duhului Sfânt și despre călăuzirea Duhului Sfânt, da, 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 Doamne, dar totuși, când ai de gând să instaurez împărăția, să știm fiecare pe ce funcțiuță stăm, să știm fiecare ce rol purtăm, cât respect ne oferă ceilalți și ce facem. Lasă-ne chestia asta cu pogorârea Duhului Sfânt. Noi vrem să știm concret și atât de concret știu bisericile ce au de făcut, că nu mai au nevoie de Duhul Sfânt. Știu tot ce înseamnă de lui, ce este legat de liturgică, știu tot prin teologie ce este vorba despre Scriptură și voia lui Dumnezeu, știu tot cum să conducă biserica și așa mai departe. Ei știu tot. Și prin urmare, nu mai au nevoie de Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta e de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Ce ne spui Tu, Doamne, și ce ne interesează pe noi? Exact la fel, dacă nu mai rău, facem noi astăzi în biserici. Dumnezeu vrea să ne transmit un mesaj, să ne spună că biserica este un organism condus de Duhul Sfânt, iar noi ținem morțiș să transformăm biserica în orice altceva și să nu avem nevoie de această călăuzire a Duhului Sfânt. El le-a răspuns. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele Pe acestea le-a păstrat Tatăl sub stăpânirea sa Ci voi și revine Hristos Îi corectează Hristos Ne corectează Hristos dragii mei Țineți cont de lucrul acesta Ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi Și veți fi martori în Ierusalim în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Hristos revine, imediat îi corectează. Lăsați elementele administrative. Nu astea sunt prioritatea bisericii. Lăsați teologiile manipulatorii. Acum, peste 5 minute, peste 5 ani, acum vine Domnul, acum vine Apocalipsa, acum se întâmplă nu știu ce evenimente, acum se dărâmă toată lumea. Și din păcate, sunt atât de mulți care cu aceste Înfrășământuri uh, fac ca oamenii să fie sub stăpânirea lor. Și fiecare biserică are pârghile ei și teologia ei manipulatorie și uh, const constructivă, care constrânge, care forțează, care înfrică oamenii. Dacă vorbim în zona uh, medievală, iadul, flăcările iadului, purgatoriu, trebuie să te pocăiești, că altfel arzi acolo. Au preluat și protestanții, și nu protestanții, cleștele acesta cu care îi strânge pe oameni, îi strâng pe oameni ca să acum să ia decizia, că altfel mâine s-ar putea să nu se știe. Au preluat toate bisericile. Ba cu venirea Domnului. Acum vine, veni, acum vine Domnul. Peste cinci ani îmi spunea un mare, mare predicator care ținea un seminar când eram student în, la facultatea de teologie. Maxim cinci ani, spunea, și vine Domnul. Dacă l-aș întâlni, ea spune în față că este un mare mincinos. Are o față de om smerit, și de om care se roagă și de om care coboară toate bunătățile lui Dumnezeu asupra ta. Însă, pentru mine este un șarlatan. Când tu îmi spui mie că sunt maxim 5 ani și vine Domnul, că ai tu nu știu ce informații și mă manipulezi în felul ăsta, să-ți dau bani, să-ți cumpere afioane și să-ți investești în misiunile inventate tot pentru interese personale, înseamnă că este o mare problemă. Nu despre asta este vorba în biserică, dragii mei. Voi veți primi o putere ca să fiți martori. Punct. Restul celelalte... După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironii spre cer, pe când se suia el. Iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați să vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Cu alte cuvinte, lăsați la o parte vremurile și soracele. Cum s-a urcat la cer, așa se va și coborâ. Și lăsați la o parte toate speculațiile Și soroace, și dată cu banul Când vine, când nu vine Acum te pregătești, acum mai faci facultate Nu mai faci facultate, mai faci copii Nu mai faci copii, te pregătești, nu te pregătești Pentru că în esență Viața de biserică Este acea experiență pe care O, o trăiești cu Dumnezeu Cu ajutorul Duhului Sfânt Și hrănindu-te Din cuvântul lui Dumnezeu Restul E politică. Politică religioasă se vinde foarte bine, să știți, la bani foarte buni. Atât politica aceasta liberală, în care păcătosul poate să facă ce vrea, nu are nicio restricție, Dumnezeu este atât de bun încât îl mântuiește și pe diavolul. Și cealaltă extremă, în care totdeauna, vai, se întâmplă, vai, vine, vai, când. Și până la urmă, și cu una, și cu alta câștigi adepții. Însă, nu despre asta este Biserica. Călăuzirea Duhului Sfânt este un element vital în viața Bisericii. Pe călăuzirea Duhului Sfânt s-a clădit toată activitatea Bisericii primare. Nu pe organizații, nu pe episcopi, nu pe conducători religioși, nu, nu pe oameni care au făcut o profesie din asta ci pe oameni care au fost conduși de Duhul Sfânt și au condus prin puterea Duhului Sfânt. Este o mare, mare diferență. Nu îl faceți pe Petru, nici papă, nici președinte de conferință, nici episcop, că n-a fost așa ceva. Nici pe Pavel. Nu încercați să suprapuneți elemente care s-au adăugat ulterior pe teologia și pe cuvântul Scripturii. Pentru că nu există. Fiți atenți cum a luat loc, cum uh, s-a înființat biserica. <coughs> în ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Și bineînțeles ce făceau acolo, se rugau. Deodată a venit din cer un sunet ca a unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Puterea Duhului Sfânt. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și aici a sublinia un aspect foarte important. Duhul Sfânt alege ce daruri să-ți dea și când să ți le dea, nu tu. Și vă rog, rețineți. Duhul Sfânt este cel ce alege ce daruri să-ți dea și când să ți le dea. Sunt anumite daruri pe care alege să ți le dea instantaneu. Și vă dau câteva exemple. Sunt limitate în timp. Darul limbilor, nu, a nu se confunda cu bolboroseala aceea pe care o folosesc în anumite biserici. Nu este vorba despre... nu e darul limbilor. Este o contrafacere spălare la creier. Da? Darul autentic al limbilor este acela prin care ori tu vorbești într-o limbă și ceilalți te înțeleg în limba lor maternă Ori Dumnezeu îți dă un dar supranatural prin care tu vorbești o limbă care nu este limba ta naturală, nativă Și ceilalți te pot înțelege Nu blălăm, ha blă hadalam, baram, baram, taram, taram, din alea Vă iau strigând, nu există așa ceva, ales niște tâmpenii Ăla nu este darul limbilor Fiți atenți că descrie aici foarte clar despre ce este vorba toți se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Panfilia, Egipt, porțile, uh, părțile Libiei, Dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi Auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu Sunt vreo peste 15, vreo 17 limbi acolo Și oamenii ăștia auzeau vorbind în, în limbile lor Înțelegând cuvântul lui Dumnezeu Este un act, un dar dat de Dumnezeu Într-un anumit scop, într-un anumit timp dar nu este necesar ca El să transceandă timpul și să fie o condiție sau un semn că tu posezi puterea Duhului Sfânt sau, mai bine zis, că Duhul lui Dumnezeu este în viața ta și te călăuzește. Mi-au făcut un semn distinctiv din asta, dar nu e adevărat. Duhul lui Dumnezeu alege, așa cum a ales atunci, să le dea un dar supranatural sau să-i facă pe oamenii aceia să priceapă ceea ce li se predica în limba lor. Mai sunt câteva daruri de felul acesta, vă mai dau încă două, în care puterea Duhului Sfânt se manifestă într-un anumit scop, timp limitat, pentru o anumită misiune. De exemplu, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îi dă puterea lui Ilie să alerge în fața carului lui Ahab, 25 de kilometri, de la Carmel până la Israel. Să alerge 25 de kilometri Este un dar supranatural După aceea, dacă vorbim de uh, Diaconul Filip Care îl botează pe famenul etiopian După ce l-a botezat Duhul lui Dumnezeu l-a teleportat L-a luat de acolo și l-a dus până la cetatea Azot I-a dat darul teleportării L-a mutat dintr-un loc într-altul Păi dacă nu te teleportezi N-ai darul Duhului Sfânt Nu e adevărat Dumnezeu este cel care alege cum să te folosească, când să te folosească și ce dar să-ți dea. Ca să vă încurc și mai mult, Saul, în timp ce mergea să îl urmărească pe David și avea gândurile acelea criminale, Duhul lui Dumnezeu el era stăpânit de multe ori de, de diavolul, era demonizat. Și Duhul lui Dumnezeu alege să-l folosească, să prorocească și de acolo venea și zicala între iudei. Oare nu cumva este și Saul printre proroși? De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care alege cum să te folosească, nu tu. Nu tu stabilești care este darul. Nu tu stabilești cum să faci lucrarea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu stabilește lucrurile acestea. Încă un exemplu, dacă vreți, Balaam. S-a dus să blesteme pe poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi zice să o crezi tu. Nu faci așa ceva. Să poruncesc să nu faci lucrul acesta. Și după ce a alergat la tot felul de descântece și de uh, practici din astea mai puțin ortodoxe, zice că Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și a prorocit cum n-a mai prorocit înainte. Nu înțelegeți voi asta? Ce înțeleg eu de aici că Duhul lui Dumnezeu este suveran. Nu noi suntem suverani, ci Duhul lui Dumnezeu este suveran. De aceea este important să înțelegem că Biserica se conduce după alte norme și după alte reguli date de Duhul Sfânt, nu după reguli omenești. Călăuzirea Duhului Sfânt este un element vital în viața Bisericii. Biserica a fost înființată cu ajutorul Duhului Sfânt biserica primară. Și a funcționat destul de mult timp așa, până când a început să se instituționalizeze. Și s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, și a zis: "O, oh, în împărățiile lumii sunt împărați. De ce nu am avea și noi niște împărați printre noi?" Și să nu mai fim chiar atâta de frați, că, știi, ar începe așa un pic și mândria de noi să se umfle despre care vorbea și Pavel că taina în chiar chiar începuse să lucreze și a început unii să se numească episcope, apostoli și tot felul de, de titulaturi din astea ca să fie un pic mai sus și după aia din ce în ce mai sus iar ceilalți să se supună ca într-o împărăție sau mai târziu ca într-o corporație. Frăția, dragilor, nu mai e frăție în biserică, hai să fim serioși. Dacă citim aici ce descrie cuvântul lui Dumnezeu, suntem departe de ceea ce scrie aici. Cei ce au primit propovăduirea, spune capitolul 2 cu versetul 41, au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au dat aproape 3.000 de suflete. 3.000, dar nu din ăștia care vin pentru pâine și pește, ci 3.000 de oameni care au fost cuceriți de mesajul lui Petru, rostit prin puterea Duhului Sfânt. Ce făceau? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne, semea caiterata, adică semne și minuni. A, ce să mai rugăm? Nu mai, gata, avem spitale, acum avem de toate, nu ne mai rugăm. Bune și astea, dar... Dacă avem spitale și medici, la ce să mai cerem puterea lui Dumnezeu, nu? La ce să mai facem ungerea? Pentru că avem atâția specialiști și dacă ne uităm în toate domeniile vieții, am devenit atât de independenți unii de alții, încât n ar rost să mai fim frați. Mai de mult, când viața era mai grea și oamenii o duceau mult mai, mult mai greu decât acum, Depindea unii de alții Te certai cu vecinul, cu vecina, cu fratele, cu sora La un moment dat, bă, da, îmi trebuie o sită M-ați certat, dar n-am ce face, că nu, am nevoie Îmi trebuie o secură, îmi trebuie o seceră Îmi trebuie, eu știu, o cute să ascut coasa sau secera și am nevoie de unealta respectivă. Sau am nevoie să mă ajute la casă. Uh, nu îl înghit eu, dar uite, trebuie să mă duc să-l ajut la casă, că după aia vine și el la mine. Sau a fost la mine. Și așa mai departe. Viața oamenilor era întrețesută. Acum, odată ce am învățat să câștigăm bani, nu mai avem nevoie unii de alții. Absolut deloc. A, când ne mai întâlnim, eu știu, la o șuetă sau la o seară din asta de și mai stăm de vorbă, mai mâncăm niște semințe, mai bem un suc, e ok. Dar în rest, viața noastră nu implică neapărat interacționarea cu ceilalți. Și venim la biserică așa cum venim la un club, ne întâlnim, pace, pace și băta la spate, cum zicea cineva, sau zâmbind convențional, am plecat acasă și la revedere. Nu mai avem nevoie unii de alții. Cel puțin în varianta în care era până acum 50-100 de ani. Și asta a făcut ca frăția să fie dată la o parte. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Împreună la un loc aveau toate de obște. Se mai întâmplă asta? Nu. Fiecare, semnul proprietății, să nu te atingi, de aici până aici este a meu. Dacă te-ai atins, ai probleme. Apoi, își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Se mai întâmplă? Nu. No. Nici vorba așa ceva. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Păi nu-i mult? În fiecare zi la templu? Dar nu să faci niște slujbe din alea plictisitoare, dă zici, de 50 de ori tatăl nostru, de 70 de ori avem Maria, nu merg boabele după mărgele, după rozarie și așa mai departe. Nu despre asta era vorba. Era cât se poate de dinamic, de antrenant acolo. Se întâlneau frații. Frații. Acum, termenul de frate și este așa a rostit în vârful limbii, chiar a, a căpătat nuanțe peiorative. Hai, frate, lasă-mă cu chestiile astea, da? De ce? Pentru că tot ce a fost duhovnicesc a fost golit. Și dacă s-au potrivit cândva mai bine cuvintele lui Hristos că a transformat bisericile și casa lui Dumnezeu în peșter de tâlhari, cred că acum s-ar potrivi cel mai bine. În care găsești absolut orice, mai puțin ceea ce a vrut Dumnezeu să fie acolo. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți în înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Observați diferența între bisericile conduse de Duhul Sfânt și cele care sunt conduse pe sisteme corporatiste sau SRL. Cele conduse de Duhul Sfânt nu fac o obsesie din câștigarea de enoriași ca să scadă, să nu scadă veniturile. Duhul Sfânt se preocupă de asta. Ei își trăiau viața de credință, frăția, erau împreună, se iubeau unul pe altul, aveau grijă unul de celălalt și Duhul Sfânt purta de grijă ca biserica să crească și să se mulțească. În bisericile de tip corporatist, unde preocuparea și accentul este pus pe finanțe, pe bani, este o adevărată obsesie să vină oameni cât mai mulți la biserici pentru ca să curgă bani. Și inventez, dacă e cazul, teologii, anateme, tot felul de doctrine, ca să-i constrângă pe oameni, să-i facă să se simtă legați, că vor, că nu vor, trebuie, altfel, raiul s-a închis. Și fiecare biserică are cleștișorii ei cu care te constrânge. Poate mai medievali sau mai rău decât medievali, îmbrăcați în har, în iubirea lui Dumnezeu, astfel încât efectul o să fie același. Orbiserica nu este o corporație, dragii mei, nici SRL. Ea trebuie să rămână o instituție duhovnicească. Teologia ei nu trebuie să se bazeze pe elemente de frică sau pe. Uh, Puncte care aduc avantaje imediate, ci pe lucrarea Duhului Sfânt și pe călăuzirea Duhului Sfânt. Misiunea Bisericii este aceea de a-l predica pe Iisus Hristos și de a aduce în societate valorile creștine. Și atât. Restul este problema lui Dumnezeu cum vin banii, cine i dă, câți vin și se botează, asta nu mai este problema noastră, este problema lui. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Nu aveam niciun fel de campanii publicitare. N-aveau device-uri, n-aveau televizoare, n-aveau telefoane, n-aveau internet, n-aveau nimic din ceea ce avem noi astăzi. Și cu toate acestea, biserica se mulțea într-o manieră uh, explozivă, fără toate aceste pârghii omenești. Când oamenii au văzut că e rost de câștig, au început să compromită adevărul. Unii au început să se vadă mai sus decât ceilalți și să instaureze un regim monarhic. În Biserica lui Dumnezeu. Și chiar și uh, termenul de biserică vine de la Basilica, locul în care împăratul judeca pe ceilalți și își manifesta puterea. Și uh, Basilica a devenit locul de reședință al episcopului și al conducătorului bisericii, loc Țitorului Hristos și așa mai departe. Și fiecare biserică merge pe uh, ideea aceasta. Uh, chiar dacă judecă bisericile tradiționaliste, tuturor le place puterea. Păi nu-i place să vină lumea să facă plecăciuni, să spună părinte, să își ceară sfatul, să-ți dea bani. Păi nu? Păi e foarte fain așa. Însă, nu o să găsiți nicăieri niciun element de genul ăsta în faptele apostolilor. Petru și Ioan propovăduiam propovăduiau Evanghelia și la un moment dat îi deranja atât de tare pe marii preoți pe șefii de atunci, pe episcopi, încât a zis, bă, nu mai predicați în numele ăsta, al lui Isus Hristos. Și astăzi au luat-o de bună. Predică despre orice altceva, numai despre Hristos, nu. Și dă bine. În numele lui Hristos predică despre cu totul și cu totul altceva. Și dă bine și se câștigă bine. Și ei le-au spus, Versetul 19 și 20. Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Și astăzi oamenii nu pot să vorbească despre ceea ce n-au auzit și n-au văzut. Și prin urmare, predică tot felul de baliverne. De ce? pentru că Duhul Sfânt nu este în viața lor, Hristos cu atât mai puțin. Și atunci, orice e binevenit, atâta timp cât gâdilă urechea și inima. Și oamenii sunt dispuși să meargă oriunde li se livrează ceea ce vor ei, pentru că experiența închinării în biserică nu mai are de-a face cu întâlnirea aceea cu Dumnezeu, în care Dumnezeu îmi spune ce am de făcut și cu simțământul de plăcere. Important este să mă simt bine la biserică, să primești ceea ce îmi place mie și să mă duc acasă mulțumit fiind că m-am dus ca la piață. Mi-am luat varza care trebuie, cartofii care mi-au plăcut, ceapa pe care am dorit-o și fac acasă o salată exact așa este și cu biserica mă duc la biserică așa cum mă duc la piață, iau ce îmi place și după aia văd eu ce o să mai fie apoi dacă e să vorbim de puterea Duhului Sfânt revărsată încă o dată a doua cinzecime în capitolul 4 după ce au fost amenințați ce mai amenințat azi că predică Evanghelia, hai să fim serioși Ați primit stele, trese, tot felul de beneficii dacă predice Evanghelia. Nu mai ai bice pe spinare și uh, să fii persecutat pentru Evanghelie. Asta a trecut de mult. De ce? Pentru că Evanghelia, în mare parte, a fost compromisă. Și acum, Doamne, uite te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău cel sfânt, Isus. După ce au stat ei, s-a cutremurat locul în care erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Din nou, oameni convertiți, din nou oameni care l-au mărturisit pe Iisus Hristos. Dacă mergeți mai departe, în capitolul 5, după incidentul cu Anania și Safira, versetele 12 și până la 16 spun la fel că prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni și semne în orod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în o mare. De ce? Pentru că aveau o asemenea putere, nu dată de funcții sau de anumite numiri omenești, ci dată de Duhul Sfânt și de minunile pe care ei le făceau cu ajutorul Duhului Sfânt. Modelul ăsta, dați-mi voie să vă spun, s-a dus. S-a dus. Hai să nu încercăm să o dregem și să spunem, a, că nu, că la noi în biserică. Nu, s-a dus. Nu există. Și, fără a da în nicio biserică, în toate bisericile nu mai există ceea ce scrie aici. Dacă sunteți sinceri, să recunoașteți. Dacă vreți să vă mințiți, mințiți-vă în continuare, mergeți în continuare, faceți ce vreți. E viața voastră. Însă modelul bisericii apostolice descris în faptele apostolilor nu mai există. Nu mai există. Că uneori mai călăzește Duhul lui Dumnezeu personal, pe unul sau pe altul, sau pe un grup, e cu totul altceva. Dar modelul acesta, în care puterea să fie dată de Duhul Sfânt, prin darurile date de Duhul Sfânt, nu mai funcționează nicio biserică în felul acesta. În toate e vorba de bani, în toate e vorba de putere, în toate e vorba de manipulare și control. Apoi. <coughs> Ni se spune că foarte mulți erau bolnavi și uh, erau puși pe asternuturi și dacă treceau umbra lor erau vindecați, se făceau semne minuni, alții care făceau vrăjitorii se pocăiau de păcatul acesta, ieșeau de sub puterea celui rău și erau exorcizați și Dumnezeu îi scăpa de puterea celui rău. Apoi uh, în uh, capitolul 5 cu 42... Spune că în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Isus Hristos. Ce să predică în creștinismul nostru? Nu ne este frică și să facem o rugăciune în public. Și atât de handicapat a devenit creștinismul nostru încât ne este teamă să spunem că sodomia este păcat. Ne este teamă să spunem că... Păcatele lumii moderne sunt de neacceptat în ochii lui Dumnezeu. De ce? Pentru că am compromis Evanghelia și am vrut să fim corecți din punct de vedere politic. Și din cauza asta am ajuns unde suntem. Pentru că nu mai suntem dispuși să trăim viața pe care o descrie Dumnezeu aici. Capitolul 6, cu versetul 7, ne spune că Ștefan a predicat și că în urma predicării sale pline de Duhul Sfânt, o mulțime de preoți veneau la credință, se pocăiau din aceia care au strigat răstignește și din aceia care au tras forile ca să fie răstignit și de invidie unii dintre ei l-au condamnat la moarte, dar între cei ce îl condamnau la moarte era și Sfântul Apostol Pavel, care văzând exemplul lui, dăruirea lui, călăuzirea sfântă a Duhului Sfânt, a rămas străpuns în inimă și acea impresie n-a rămas uitată niciodată. Sesizați dimensiunea în care se mișca biserica și cea în care ne mișcăm noi astăzi? Sunt lumi total paralele, n-au nicio legătură una cu cealaltă. Și aici nu vreau să înțelegeți că judec, constat niște lucruri. Și uneori îmi dau seama că nici eu nu trăiesc ceea ce scrie aici. Poate și voi vă dați seama de același lucru, însă am luat o hotărâre. Să nu mă mai las manipulat de cineva care vrea să-mi vândă gogoși bisericești. Nimeni nu va vinde astfel de gogoși. Pentru că majoritatea n-au de -a face nici cu Scriptura, nici cu ceea ce spune Duhul Sfânt aici. Doctrinarismul și justificările prin tot felul de raționamente omenești și prin tot felul de instituții omenești care se dea impresia că suntem duhovnicești, că noi facem lucrare lui Dumnezeu, că suntem implicați în anumite planuri, proiecte, aburele. Știți ce s-a întâmplat cu Saul? În momentul în care a vrut să justifice neascultarea lui, a venit înaintea lui Samuel tot cu un proiect din ăsta care avea de a face cu lucrarea lui Dumnezeu, da? Și după ce i-a poruncit Dumnezeu să meargă să treacă prin ascuțișul sabiei pe Amalek, în momentul acela Saul a găsit scuza perfectă. Auzi, tot ceea ce a trebuit eu să fac are o justificare. Sau faptul că n-am nimicit tot ce mi-a poruncit Domnul. Am luat ce este mai graș, le aduc jertfe. Păi da. Și știți ce îi spune aici Samuel? În momentul în care a venit cu justificarea aceasta, îi spune versetul 22, 1 Samuel 15. Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea, fiți atenți, este tot atât de vinovată ca ghicirea, și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului te leapădă și el ca împărat. Neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este la fel de vinovată ca ghicirea și vrăjitoria. Nu o, vrăjitorie, chestii, na. nu. Dar neascultarea este la fel de vinovată precum ghicirea. Te ocupi cu ghiocul, cu tarotul, cu zodiacele, cu toate astea -alte, cu ghicirea, cu vrăjitoria. Este exact același lucru când n de Dumnezeu. Egal. Și dacă acum mai simți ceva superioritate, taie-o jos. Pentru că n-ai de ce. Neascultarea e la fel de vinovată ca vrăjitoria și ghicirea. E? Mai merge? Încep să se dărâme toate cele catedrale ale noastre, ale uh, siguranței false în care ne-am construit atât de multe lucruri. Un alt element care nu are de-a face cu, cu Scriptura, mitul călău rămășiței călăuzitoare. O singură biserică are adevărul, tot adevărul și asta trebuie să-i pocăiască pe toți. Dacă asta nu-i pocăiește pe toți și nu-i aduce la credința dreaptă, să-i pregătească pentru venirea Domnului, înseamnă că și-a ratat misiunea. Însă, și aici avem mari probleme pentru că Scriptura nu vorbește despre o rămășiță incisivă care caută să-i facă după capul ei pe toți. Să fie la fel, să gândească, să stea aliniați ca cepele pe strat sau ca morcovii și toți să zică același lucru în același timp, pentru ca Dumnezeu să privească cu mare admirație la ei. Aici întâlnesc niște oameni foarte bine orientați în Cartea lui Dumnezeu, în Cartea Apocalipsei, vorbind de Biserica Rămășiței, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și care au două caracteristici. Uh, unii au făcut mare caz de, de aspectele astea și eu am făcut într-o anumită vreme în care nu aveam minte, manipulat fiind de, de ceilalți. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Adică oamenii care ascultă de Dumnezeu și l-au pe Hristos în inimă și sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Dar oamenii aceștia nu sunt niște spălați la creier, care uh, au niște targeturi misionare. Bazi din ușă nu ușă, te duci atâtea ore de misiune, atâta trebuie să faci. Dacă nu-ți faci norma zilnică de rugăciuni, de misiune, de toate alelalte, înseamnă că Dumnezeu nu e în viața ta. Citești zilnic Biblia două ore? Dar cine ești tu să-mi dai mie astfel de targeturi și de ținte? Cât să citesc eu Biblia? E ca și cum ai spune, mănânci cinci feluri în fiecare zi de mâncare, la fiecare masă, dacă nu, nu e sătul. Relația cu Dumnezeu este una dinamică și în același timp imprevizibilă. Și atâta timp cât Biserica a fost călăuzită de principiul acesta, și de Duhul Sfânt, așa cum spune Domnul Hristos în discuția sa cu Nicodim, când vorbea despre omul născut din nou, care nu este unul spălat la cap, cu crezul băgat aici, cu capul atât a făcut de teologie. Lucruri bune și astea, uneori, alte ori, înseamnă altceva. Însă, vorbind unui om tobă de carte despre lucrarea Duhului Sfânt, el îi spune așa, Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Asta nu înseamnă că ești un apucat, un zmintit sau un om fără minte, fără rațiune sau fără educație, nu. Asta înseamnă că Viața ta este călăuzită de Duhul Sfânt, misiunea ta este călăuzită de Duhul Sfânt, este mereu proaspătă, este mereu imprevizibilă. De asta, atâta vreme cât biserica a fost călăuzită de Duhul Sfânt, și spun a fost, nu mai este, dacă vorbim în, în, în accepțiunea a ceea ce este deschis în fapte, este oarecum influențată, dar nu condusă. Atâta vreme cât a fost condusă de Duhul Sfânt, diavolul nu a putut să facă nimic. Pentru că Duhul spunea, vezi, ai grijă acolo, du-te acolo, fii atent, vezi că te prind, sau uneori intervenea în mod miraculos și scăpa de sub puterea celui rău sau din temniță. E acum, totul este previzibil. Avem registre, știm cât sunt, știm adresele, știu câți dinți au în gură, câte plombe, totul e la vedere, totul este atât de deschis și atât de previzibil. De ce? Pentru că dogma ta trebuie să fie acceptată de stat. Altfel nu ești recunoscut ca biserică. Și tot ce se întâmplă în viața bisericii este o carte deschisă. Și liturgica, și tot, tot, tot. Cât de greu este ca biserica de tipul acesta să fie pusă pe butuci. Ați avut o mostră în perioada pandemiei. Cel mai simplu lucru. Însă în momentul în care biserica funcționează pe principiile date de Duhul Sfânt, lucrurile încep să se complice pentru cei care vor să controleze biserica și pentru manipulatori și pentru cei care vor să controleze ca șefi, bineînțeles umili, cu fața încrețită, însprâncenați, care vorbesc pe un ton eterian sau mai grav, mai afectat, ca să spună cât de egal suntem în fața lui Dumnezeu și cât de mult ne conduce Dumnezeu, dar bineînțeles, așa cum vrem noi. Ce vrea de fapt Dumnezeu de la noi, dragii mei? Care sunt așteptările Lui? Nu uitați că judecata Lui se va face individual. Și fiecare dintre noi vom fi întrebați individual de ce am făcut anumite lucruri și de ce nu le-am făcut. Și atunci nu se poate nimeni să meargă să spună, păi știi, Că noi am urmat canonul cu tare. Știi că noi am urmat regula 564 dintr-o anumită decizie bisericească. Știi că noi am fost pe funcția aia și am luat deciziile alea greșite pentru că ne-a spus superiorul nostru și noi nu ne-am abătut pentru că el este chemat de Dumnezeu pe bune? Credeți că stau astfel de argumente puerile înaintea lui Dumnezeu? Nu. Vor fi unii care vor zice, Doamne, dar n-am făcut noi, minuni, ia uite, am scos demoni, am făcut asta, cealaltă, toate numele Tău. Și istoria bisericii este plină de lucruri făcute în numele Domnului. Și știți ce vă zice Hristos? Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de lege. Și fără de lege aceasta, nu este neapărat legată de niște chițibușuri teologice, ci este legată de a avea sau nu în viață pe Dumnezeu ca suveran. Aici se rezumă tot. Pentru că în rest, toți cei care l-au avut pe Dumnezeu ca suveran în viață, n-au rămas în pană de idei ce să facă și cum să facă în materie de misiune. Chiar întreabă, Doamne, dar când am făcut noi toate astea? Pentru că sunt atât de la îndemână și atât de logice. Ceilalți, în schimb, cu targeturi, am bifat asta, am bifat cealaltă. O diferență de la cer la pământ. De aceea nu crede aceste mituri despre biserică, ce ți se vând într-o parte și într-alta. Biserica este organismul viu corpului Hristos, prin care Duhul Sfânt și Dumnezeu călăuzește lumea. Ce trece pe, peste aceste lucruri vine de la cel rău. Așa că nu te lăsa înșelat, nu te lăsa manipulat de toți cei care vor să fie deasupra ta să spună ce să faci, când să faci și cui să te închini.